Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție de eGames Report. Astăzi, Radu Bordei și Bobo Spider ne prezintă cele mai noi jocuri de pe Xbox. Andu și Teo au un duel inedit la FIFA, iar Cosmin Petrescu ne spune experiența sa despre NBA 2K20. Bună ziua, aici este Bogdan sau Bobo Spider împreună cu Radu de la System Shutdown, iar astăzi o să vorbim despre ultimele anunțuri de la Microsoft, pentru că acum câteva zile am avut o nouă prezentare digitală, unde cei de la Microsoft ne-au prezentat noile jocuri ce vor veni atât exclusiv de lansare, deși aici trebuie să ridicăm puțin ghilimele, pentru că pentru Microsoft exclusiv înseamnă altceva, unde, din nou, repet, au prezentat câteva jocuri noi și câteva știri legate de acel Game Pass al lor. Radu, tu presupun că ai văzut prezentarea. Da, și ca să continui gluma, jocurile sunt exclusive când se lansează ele, că când se va lansa consola nu vor fi toate disponibile. De fapt, cred că va fi doar Halo. Această prezentare a fost una pe care eu nu recunosc că am așteptat-o cu mare interes. Am fost printre singurii, mulți prieteni au râs de mine. Se poate spune că nu am fost încântat de ceea ce am auzit, nu am fost încântat în schimb de ceea ce am văzut. Mai mult am auzit, nu am văzut, ceea ce arată că cei de la Xbox încă nu reușesc să-și organizeze foarte bine prezentările. A lipsit iarăși gameplay-ul față de cei de la PlayStation, a lipsit mult gameplay. Da, să zicem că a lipsit gameplay-ul ăsta așa în mare parte, dar dacă să facem comparație cu ce au prezentat anul trecut, dacă ți-aduci aminte, la E3 sau cu câțiva ani la E3, când au prezentat Devil May Cry 5, au lipsit acele momente de mamă, ce anunț tare, știi, gen ceva nou și surprinzător, cum a fost Cyberpunk, l-au chemat pe Keanu pe scenă și chestii genul ăsta. Devil May Cry a fost ceva ce nu s-a așteptat nimeni. Elden Ring, care pe toată lumea acum l-aștepta să-l vedem, n-a fost, își dai seama, știi? Asta s-a așteptat lumea, să fie ceva grandios, ceva wow. Toată lumea știa clar că o să fie Halo și asta a fost cam toată așteptarea, da, pe care aici s-a... A fost Halo, a fost Fable, în sfârșit confirmarea celui mai știut secret din industrie de an de zile, se tot chinuie să-l ascundă. Și nici măcar nu e o continuare, e nici un remake. Continuare. Problema este că, într-adevăr, au lipsit acele anunțuri, dacă la jocurile care le-ai enumerat majoritatea, dacă nu chiar toate, nici nu erau jocurile lor. Corect. Lumea, singura scuză pe care o găsesc și lor de la Microsoft este că i-au cumpărat toate aceste companii destul de recent, unele chiar anul trecut, maxim 2018. Unele aveau deja jocuri care, na, Obsidian avea Outer Worlds, fiecare avea jocuri deja care trebuiau scoase și de-abia acum s-au cam apucat de treabă. Într-adevăr, cred că ar fi putut să mai vină cu ceva. Așa, dacă stăm să analizăm, na, pe lângă Fable, mă rog, am avut Halo, am avut Stalker 2, ceea ce a fost într-adevăr... Da, eu sincer nu mă așteptam de Stalker. Toată lumea îmi spunea că, băi, dar ăștia nu mai scot ceva cu Stalker. Eu personal n-am jucat seria, am zis că poate odată și odată o să mă pun să o joc, să văd exact care este treaba cu seria asta în mare parte. Am înțeles că e destul de interesantă, iar cu Stalker 2 ăsta acum clar vreau să mă motivez să joc, să văd care e situația. Dar cum am zis și mai devreme, ai zis de Halo, a fost mare tamtam în jurul lui Halo și au prezentat un gameplay destul de interesant care, sincer să fiu, s-a dovedit mai târziu că a fost pe PC, nu pe Series X, dar că a fost un PC care semăna ca specificații cu Series X. Asta, sincer, acum nu prea contează pe ce a rulat, contează jocul în sine și s-a trezit iar lumea, cum se trezește pe internet, să împartă toată prezentarea asta în două. Cei care au zis, mamă, cât de next gen arată și cât de bine arată, și cei care au zis că, băi, jocul trecut arăta mai bine ca ăsta sau chestii genul ăsta. Mie, nu știu, ție ți s-a părut că arăta next gen? Personal, arăta foarte bine. Arăta next gen, adică se vedeau că toate texturile sunt aduse la un nivel 4K, totul se prezenta destul de bine, rula bine, smooth, 60 de cadre, dar cred că singura problemă pe care au avut-o în gameplay-ul ăsta a fost că îi părea totul puțin cam sec din punct de vedere al culorilor și parcă prezentării per totale. Ții minte că ultimul Halo pe care l-am jucat a fost Halo 4 pe 360, parcă erau așa mai multe culori, mai multe umbre, cumva, știi, te lauzi că ai ray tracing și toate alea, dar nu le pui într-o prezentare încât să dai lumea pe spate, știi? Da, ideea e că, din ce am înțeles, vor cumva să se întoarcă la origine. La origine, da, corect. A arătat foarte mult a Halo 1, ceea ce pentru nostalgii și pentru fanii seriei poate să fie un lucru foarte bun. Eu nu mă număr printre fanii sau cei care vor încerca neapărat Halo, decât dacă îmi voi face Game Pass. Cel mai probabil o să sosească pe Game Pass, pentru că tot ai pomenit de el. Ăsta a fost un mare selling point, să zicem așa, un punct destul de important în întreaga prezentare, acest Game Pass.
toate jocurile prezentate de acolo au fost anunțate că, băi, ăstea vor fi la lansare sau cel puțin la scurt timp de la lansare pe Game Pass. Ceea ce înseamnă că atât cei care au Game Pass-ul pe Xbox, cât și pe PC vor avea acces la acele jocuri. Deci, cumva, nu este o exclusivitate de consolă, ci este o exclusivitate de Microsoft. Ceea ce este bine, să zicem așa, pentru că eu personal am folosit acel Game Pass și mi se pare o afacere destul de bună, plătești destul de puțin și ai acces la o grămadă de jocuri. Timp de o lună cred că poți să faci să joci o grămadă din acele jocuri și să-ți umpli timpul și să-ți valorifici investiția, plus că se schimbă și se adaugă jocuri permanent, ceea ce e super bine. Dar acum rămâne de văzut exact cum vor fi livrate și jocurile astea acum. Da, este o strategie a celor de la Microsoft. Ei cred că au simțit că e foarte greu să mai depășească pe cei de la Sony și s-au orientat fix pe partea care, să spun așa, pe durerea celor de la fanilor PlayStation, care dacă au abonamentul pe PlayStation, ca să joace un God of War, aștepți un an, doi, trei, da, sau... Da, da, da. E, cum ar fi să fie un abonament în care să ai God of War, Spider-Man, Last of Us, toate din start? Bine, e un vis. Da, cei de la Microsoft practic acoperă o altă cerere a pieței. Eu deja nu mai văd ca o luptă între... Ei au zis de mult că au renunțat la ideea asta și ei se concentrează pe a face lucruri pentru ei și cât mai importante pentru ei. Dar hai să lăsăm la Halo și Game Pass-ul ăsta. Ce alte jocuri ai mai văzut pe acolo care ți-au atras așa atenția? Cel mai mult mi-a plăcut, bine, nu l-am văzut practic decât așa foarte puțin. Poze și în trailer. RPG-ul celor de la Obsidian. Eu, ca mare fan RPG-uri, mai ales cele fantasy medievale, așa, am așteptat acest anunț. Am înțeles că va fi Skyrim-ul pentru cei cărora nu le-a plăcut neapărat Skyrim sau care au mai vor altceva decât jocul celor de la Bethesda. Sunt foarte curios, cei de la Obsidian au arătat că știu să spună povești, știu să construiască personaje. Nu prea au avut ei acces la bugete mari în general, sau când au avut pe vremuri, când au făcut KOTOR 2, alte titluri. Și acum este cu adevărat momentul lor. Și cred că acesta va fi un joc, au apărut între timp pe internet și niște leaks, ca de obicei. Toate informațiile sunt foarte interesante, dacă se și adeveresc. Asta jocul pare să arate foarte bine, va folosi cu adevărat, că spuneai tu că Halo nu a apărut să folosească avantajele noilor tehnologii, acesta pare să fie. Singurul dezavantaj, bineînțeles, e că apare pe undeva până în 2022, dacă nu chiar 2023, exact, dar e normal. Corect. Pe lângă jocul la Obsidian, mi se pare că am avut un joc nou de la cei care au făcut și Sea of Thieves, și anume Everwild, care din păcate nu se știe exact ce este, doar că arată extrem de bine, arată foarte plăcut vizual, e foarte artistic, dar din păcate nici ei au spus că, recent au și dat după prezentare, au spus că nu știu exact ce gameplay să aleagă pentru acest tip de joc. Ceea ce este o premieră, n-am mai auzit asta până acum, ai trailerul, povestea poate, dar nu știi exact ce fel de joc să faci. Mai bine decât cum au făcut cei de la Anthem, care au trezit atunci, măcar că uite așa arată jocul. Da, jocul arată bine, vorba ta, așteptăm să vedem ce va fi. Probabil că va fi un fel de adventure. Nu știu dacă, te întreb puțin, nu știu dacă ai văzut, nu știu, pentru mine a fost cea mai mare dezamăgire când am văzut că apare continuare la State of Decay. Da, bine, iarăși nu am văzut jocul în sine. Am jucat 2 și m-am oprit pe la jumătate, am zis că nu pot. E singurul joc pe care n-am putut să-l joc, cred că pur și simplu din cauza că era extrem de repetitiv și extrem de lipsit de viață, să zicem Se așa. Se pare că și acest State of Decay va beneficia de avantajele noi tehnologii și bugetului și din puținele informații care s-au scurs, pare să fie, adică să fie într-o direcție mai plăcută pentru fani. Rămâne de văzut acum. Da. Mulțumesc, Radu, că ai fost aici și mulțumesc tuturor care ne-ați urmărit. Ne auzim cu alte știri în continuare. Salut, prieteni! Astăzi, alături de Andu, facem un meci foarte interesant. Universitatea Craiova versus CFR Cluj. Dar o să fie puțin mai diferit decât un meci de final. Masă, un meci de fotbal pe care îl vedem în realitate. E și marele duel, nu? Primele două echipe din Liga 1, cele mai bune din acest sezon. Avem Survival la Volta, 5 versus 5. Cel care va marca va avea un jucător eliminat întâmplător în afară de portar. O să alegem noi unde jucăm. Putem la Rio, la New York, Roma. Nu, vreau așa mai favelă. Na, la Rio sau uite pe la New York aici, uite ce ambianță aici. Unde la Rio. Atâta putem, la Rio că avem și pereți
și tare. Se dă cu pereții, tare. E, e tare. Iar, vă zic, în premieră eu nu sunt, iar o să mă bat, o să mă bată Teo că m-a bătut și la... Păi da, le aleg special, mă. Da, știu, știu, cum m-a bătut și la Mystery Ball. Hai să vedem. Doamne ajută. Mamă, mamă. Favela. Deci, deplasarea la Rio, că Liga a susținut această deplasare. Și atmosferă, vezi, așa cu... Vezi că se strâng brazilienii. Dar tu ai băgat vreun brazilian? Că aveai. Era Vinicius. Nu. Numai români, rumeno. Uite. CFR-ul, hai Arla. Ia uite, de la balcon. Ne filmează ăștia. Dă-i. Și stau cu camerele pe balcon ca să... Ia să nu, Craiova, începe treaba. Ia stai. Ei. Centrări? De ce? Te-am prins. Ia vezi. Nu. Bravo, mă, e acel. Bărbuț, pasa. A prins, mă. Dăm o braziliană. Băi! Nu! O să scoată porta într-un mare stil. Te... Ia vezi. Hai cu mine. Ia uite-l, mă. Am făcut fake și-a, mă. Bagă. Bravo, de aia. Nu e bună. Ia ce încerci tu pe aici. Pac. Mihăilă. Ia uite-l cu viteza lui. Dă și o centrare de asta clasică. Că... Hai, Manea. Nu ești la futsal tot cu centrări. Opa. Nu, Arla. Bravo, Arla. Bă, dar ăla cât poarta. Mă domină, Teo. Mă simt un pic constrâns. Și când ești cu peretele, te-am păcălit. E bună. Ah, nu e bună, că e Nicușor Bancu. Joacă la echipa națională. Bravo, Manea. Frumos. Băi, iată. Pas. Hai, Olteni. Te-a perorganizat, te-ai antrenat. Uite, universitatea, mă. Scoat înapoi. Noi jucăm. Manea, bicicletă, frumos, favela. L-am prins iar. E bună! Brazil! Băiatule. Ce călcăi. Da, mă, da, tank. Nu. Da? Du-te, pina! Nu așa cred, mă, ce scoate. Nu se poate. Stai că la noi. Nu există așa. Cine e ăla? Manea, mă, tankul. Foarte greu să dai gol cu portar. Băi, de unde știi astea? De unde știi? Zici și mie să fac. Băi, doar Olteni știu cu braziliene, cu de-astea. Ne-am antrenat pentru Rio. Rio 2020. Vezi că nu... Manea perfect aici, între blocuri. Bine? Între blocurile gri. Uite ce ți-am făcut! Bă! Nu cred, mă, băi, nu se poate. Ce-mi place modul ăsta de joc național. Da, atacuri, perfect. No. Borde. Ah, aproape. No. Un, doi. E gol, mă, acum. Afar. Băi, nu se... Nu trebuie să băgăm portare. Da. Ne cam încurcă. Ăsta e. Trebuie să-l... Gol. Mai am timp? Nu! Fle! Gol! Te mă, din prima, de ce nu dai? Repede. Poartă gol! Gata. Ce s-a întâmplat? Pauză. Băi, cum să ratez cu poarta goală? Zici cum acum să dau bară dominare, cu poarta goală? Te-am dominat. Aude aplauze din favela. Favela! Ce bine, se găsesc băieții de la Cluj. Te rog. Nu există mai. Trebuie să-mi pot spune și mie cum ai Nu. Păi ce am făcut? Băi. Am ce una, tu? Hai, mă, aproape. Fii atent, o dăm cu de-asta. Stai cu minte. Hai, deac. Incredibil că scoate. Ia vezi. Nu. Ne cam face modul ăsta de joc, nu? Bă, e interesant, m-a prins un pic, sincer. E destul de alert. Eu, dar nu marcăm, nu vezi? Mamă, uite cum am văzut-o. Opa, favelu. Opa. Hai, da, mă. Bancule, cea mai greșeală să bag. Se poate, mă. Hei.
De ce nu-mi face, nu-mi face ball roll? Ce? Ce? Paul, ce? Paul, ce? Păi n-am să se împinge. Ce faci? Ce faci, mă? A, stai că eu... N-am dat acolo în perete. Nu, 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 bine. Perfect. Bă, azi stai în autobază și aici. Fa. Bă, organizare defensivă, mă, nu... Dan Petrescu. M-a prins, mă. M-a prins, mă. M-a prins, mă. N-ai, mă, cum? Penalti. Este? Penalti, mă. Și? Ia fiți atenți aici. Cum se? Ce ia fac? Ia fiți atenți. Ce trebuie să fac eu? Te scoateți... Aia. Na, mi se pare incredibil. Ia. Gol, mă! Din penalti. Bă, câte penaltiuri, mă, iar ca realitate. Deci ca în Liga 1, mă, băieți. Ia. Așa ceva și aici tot din penalti a fost. Și pă, scoate pe ai tăi. Nistor, afară! Mi-a scos pe Dani. 4 contra 3, hai, mă. Perla. Mi-a scos Perla, mă. Hai, mă. Și acum, acum în minus. De gol! Nu se poate. Că poți să ai 3 eliminați. Dacă marcam nu, multe. Nu, 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 nu. Tream în 2 versus 2. Duelul ăsta. Acum timpul e cam scurt pentru așa ceva, dar... Poți dau timp pres? Hai, Bordean. Bine? A stat bine, mă, și Teo a fost. Hai, mă, că e la noi. Cred că m-ai bătut, sincer. Golul ăsta din penalti, așa o să fie. Catenaccio? Bine. Perfect. Oh! Nu cred. Nu cred nici eu. Gol! Da, mă, da! Da! Oh, alo! Ia. Aplauze, bravo. Cine? Pe un. A, este Bordean. Băi, incredibil ce gol. 3 la 3. Pe una da gol. Adiță! Haide! Două cu peretele. Bagă! Ai, mă! Cred că intrăm în prelungit. Nu, nu, nu. Faul, mă, iar? Dacă strâng egalitate, e golul de aur. Da? Ca să vezi. Nu, 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 nu. Sta bine și eu. Ah! Mi-mi plac și pasele astea. Ia. Perete. Nu, nu, nu! Ah, gata. Golul de aur. Am ajuns până acolo. Sau? Este super competitiv. A, ah, trebuie să dăm alegem. Noi. Îți dăm la penalti? Hai, dăm la penalti, că mi se pare interesant. Vrei? Cascadorii râsului. Hai, că deja... Eu sunt, da? Dar de ce se aruncă ăsta, ia? Aolea. Doamne, cât poartă am. Fără țintă. Cum? Cum bați fără țintă? Eu te mă. Sângere, ce mă? Gol, am dat gol? Da. Bă, dar nu știu fără țintă. Dacă dau gol, s-a terminat. Băi, am mai pulci. Făcut-o. Oh! Oh! Mă! De-i nomul ăla. Top și mi-a dat pe toate. Cum bați? Ia uite Parlauskis, măi! Circul Globus! Da, mă, asta, da! Băi, nu așa se face. M-am luat după tine. Te-am păcălit. Vezi, m-ai păcălit tu la Mystery Ball, te-am păcălit. Dar cum se dă gol la prea? CFR-ul câștigă în favela. E bine, oameni buni, aceasta a fost pastila de FIFA din această săptămână. Mai pe Liga 1. Revenim săptămâna viitoare cu alte lucruri foarte tari. Cam atât. La revedere! Dacă săptămâna trecută am vorbit de NFL, acum a venit timpul să vorbim și de NBA și l-am invitat pe Cosmin Petrescu. Salut, Cosmin! Salut, Mihai! Mulțumesc de prezență! Te-aș întreba, prima dată ai fost gamer de NBA, ai jucat și care a fost prima ediție? În copilărie, da. Atunci când eram puști, în liceu, că atunci am început să am acces la PC, așa era pe vremea aia, nu erau consolele la modă. Jucam NBA Live, pentru că ăla era jocul respectiv. De-abia în 99 am verificat de curând, au început cei de la 2K Sports să facă jocul. Am jucat însă cel mai mult edițiile scoase de către cei de la EA Sports, NBA Live, până la 2001. Doar că atunci nu jucai împotriva unor oponenți reali, jucai împotriva PC-ului de obicei. Da. Iar eu aveam plăcerea asta de... Chiar jucam cu Chicago Bulls, că asta e echipa favorită, un sezon întreg, 82 de meciuri, cu sfertul de 10 minute, nu-l puneam de 12, da, că mi-eșeau scorurile prea mari. Căutam să fie cât mai realist și mi-aduc aminte că căutam să cresc dificultatea jocului, astfel încât să fie foarte dificil să iau titlul, pentru că Bulls în perioada respectivă erau o grupare de loterie, da, nu erau niciun caz de titlu.
ca să zic așa, l-ai prins pe Michael Jordan, cam cât de des aruncai cu el? L-am prins în 98 a fost prima oară când am jucat. E practic ultima oară când el mai evolua în NBA, după care a revenit la Washington Wizards, e altceva. Dar nu era în joc în momentul respectiv. Cei de la EA Sports nu aveau licența pentru Michael Jordan, nu s-au înțeles cu el. Exista un alt jucător, se numea Player Rookie, care era practic Michael Jordan, nu arăta ca Michael Jordan, dar era un jucător cu niște calități foarte bune, doar că aveai posibilitatea să-ți creezi propriul jucător, așa că îl dădeam afară pe Player Rookie și cream un Michael Jordan cât mai aproape de realitate. Dar doar atunci am jucat cu el în practic sezonul 97-98 la NBA Live 98. Am înțeles, și la ediția din 2001 nu l-ai prins la Washington? Ba da, dar jucând tot cu Chicago Bulls, îl prindeai de 3 sau 4 ori pe sezon, depinde de câte ori se întâlneau cele două formații. Da, 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 am era ca adversar. Jucând calculatorul și oricum ratingul său scăzuse în momentul respectiv, că nu mai era superstarul numărul 1 al ligii. Evident. Ai jucat, spuneai, 2001, ultima ediție. Cred că 2003 a fost ultima ediție pe care am jucat-o, dar n-am jucat-o cu intensitate. La 2001 m-am oprit, cred că în 2001 eram undeva pe clasa 10-a, dacă țin bine minte. 2003 antrenat sigur liceu. În mod normal ar fi trebuit să fiu clasa 10-a, n-am rămas repetent niciodată, nu am avut probleme de genul ăsta, n-am fost nici premiantul clasei, dar nici ultimul. Și la 2003 cred că ai cochetat cu jocul, dar era și o perioadă mai dificilă atunci. Dacă n-aveai calculatorul ultra performant, nu funcționa cum trebuie jocul. Adică degeaba apăra imaginea când exact, degeaba apăra NBA 2003 dacă ție nu-ți mergea, și atunci preferai să-l joci pe 2001 și măcar să-ți funcționeze cum trebuie, să se miște fluid. Da, da, da. Ăsta a fost motivul, de exemplu, pentru care eu m-am oprit la 2006. Apăruse 2007 și aveam probleme. Da, da, exact. Și cum spuneai tu că jucai sferturile de 10 minute, eu țin minte că le jucam de 7-8 minute. Jucam cu Denver, bineînțeles, pentru că era Carmelo acolo și aruncam doar cu Carmelo ca să câștige măcar în virtual titlul de MVP al ligii. Asta era alegerea mea. De curând ai comentat un turneu de NBA? Chiar trei au fost. 2K? Chiar, da, da, chiar trei turnee organizate, două dintre ele de prietenii mei de la Sport Arena Streetball, unul făcut de Proedus, una dintre afiliatele primăriei Capitalei, unde au participat doar copii de liceu din București, a fost făcută pentru liceenii din București competiția respectivă, în paralel și FIFA și NBA. Da. S-a jucat însă doar 3-3, pentru că fiind cei de la Sport Arena implicați, care organizează turnee de basket 3-3, atât la nivel național cât și la nivel mondial, s-a jucat pe sistemul ăsta 3-3 în modul Black Ops, o dată pe Xbox One și de două ori pe PlayStation 4. Și a fost pentru ei cumva alegerea probabil simplă, că dacă tot sunt omul care dă din gură la televizor când e vorba de meciuri de NBA și în același timp este și cel care prezintă evenimentele de 3-3 la nivel național și uneori internațional, au putut să mă aduc aici, chiar dacă n-aveam neapărat experiența în joc cu adevărat, în sensul că n-am pus mâna pe consolă în sine să mă joc decât așa, de curiozitate. Cam cât de real ți s-a părut jocul? E ediția ceva, 20. E fabulos față de ce se întâmplă. Am văzut și cum arată în modul jucând, adică NBA, jucând, nu știu, Denver Nuggets cu Houston Rockets. Da. Arată absolut fabulos. Au reușit să integreze până și discuțiile de la time, până și entertainment-ul, până și acel halftime show, show-ul din pauză. E aproape de film ceea ce se întâmplă. Mie mi se părea foarte aproape de realitate atunci când jucam 2001-2003. Acum deja e la un alt nivel. Iar în modul de carieră au și acea opțiune să trimiți un jucător la antrenament separat de grup pentru a-i îmbunătăți cifrele. Asta mi se pare fabuloasă, dincolo de faptul că poți să te construiești singur și să mergi să fii draftat. Asta era de mult. Asta știu că era de mult opțiunea asta de a-ți crea un jucător pe care să îl crești. N-am fost niciodată fanul modului ăsta. Da. Îmi plăcea să joc cu echipa. Pur și simplu să controlez toată echipa, dar ceea ce se întâmplă acum, repet, mi se pare absolut fabulos. Adică ai reporterul lângă teren care îți dă informații legate de meciul respectiv, ai comentariul care este acum foarte, foarte aproape de realitate cu comentatorii televiziunilor americane folosiți la meciurile respective, ai jucătorii care arată
fabulos, exact, ai majoretele, ai publicul, exact, ai publicul, cu, sunt oamenii îmbrăcați cu tricouri diferite, cu reacțiile lor specifice pentru fiecare arenă în parte, deci este ceva incredibil un mesaj. Și pentru mine e cel mai bun game de sport, mi se pare cel mai bine realizat și peste NFL Madden și peste FIFA, chiar mi se pare senzațional. Acum se pregătesc să scoată ediția 2K21, ai văzut trailerul la joc? Arată foarte bine, da, într-adevăr. Arată, nu știu, e probabil un alt nivel, dar nu știu ce mai poți să faci. Asta mă gândesc, asta mi s-a părut întotdeauna foarte dificil. În momentul când ajungi atât de sus, poți să mai vii cu o altă îmbunătățire? Adică ce să mai faci? Exact cum spuneai și tu, se vede și transpirația jucătorilor, se vede fiecare tatuaj, ghetele arată la fel ale jucătorilor, adică lucruri pe care nu știu cum poți să le mai îmbunătățești. Poate în tribună, deși acolo, acum nu știm cum o să arate sezonul 20-21, dar poate pe acolo să creeze niște îmbunătățiri. Cred că e simplu pentru ei să facă acum arena să arate exact ca bula din Orlando, unde va începe noul sezon. Clar. Și cred că o să facă un update, mă gândesc, și pentru 2K20, pentru, 2020. Pentru că mă gândesc că lumea vrea să joace astfel încât să fie cât mai aproape de realitate. Și în același timp să simtă ceea ce simt și jucătorii acum. Și cred că nu e atât de complicat să modifici oarele, mai ales că dacă ai putut să faci cu spectatorii, cu majorete și așa mai departe, e și mai simplu să faci fără, adică să fie un loc închis. Evident. Ai văzut alegerile pentru coperta jocului? La principala ediție este Damian Lillard, cum ți se pare? Da, asta e cumva interesantă. Cine știe cum ar fi fost discuțiile între agenții jucătorilor, că probabil n-a fost Damian Lillard direct luat, sau poate fi fost, dar n-avem de unde să știm. Cum s-or fi înțeles pe contractul respectiv? E oricum unul dintre jucătorii foarte importanți ai ligii, este un superstar, e un băiat respectat, cred, de toată lumea, pentru că toată cariera a jucat la o singură echipă. Adică nu e genul pe care unii îl iubesc, alții îl urăsc. Și nu e Kevin Durant. Nu e LeBron James, care au schimbat echipe, pe unii nu i-a deranjat lucrul ăsta, pe alții i-a deranjat. Damian Lillard a fost draftat de Portland, joacă la Portland, a spus că vrea să rămână în continuare la Portland. Mai e și rapper, pe deasupra. Da, e și, are niște piese, să zic că le-am un telefon câteva de la Dame Dolla. Sincer, recunosc, da. Are câteva piese interesante, Damian Lillard. Pe ediția de viitor, de future, cum îi spun ei, este Zion Williamson. Ce părere ai? Cred că a fost, cum zic americanii, no-brainer. Adică Zion Williamson e viitorul acestei ligi. E omul care, în mod normal, dacă nu va avea cumva probleme cu accidentările, asta e tot timpul întrebarea, pentru că ceea ce aduce Zion Williamson în ligă este ceva nemai văzut. E practic un jucător cu fizic de fotbal american, că tot aminteai de Madden, dar în același timp, care se comportă ca un jucător de basket. Are o detentă impresionantă, începe ușor, ușor să-și exerseze aruncarea. Repet, dacă omul ăsta nu se accidentează, sigur o să domine liga. Întrebare e, rezistă corpul ăla atât de mare la efortul la care sunt supuși acum jucătorii de NBA, la viteza de joc, la condițiile actuale? Genunchii au decărat până la urmă niște extra kilograme, noapte de noapte, meci de meci, secundă de secundă, care la un moment dat s-ar putea să-și ia taxa dacă va avea ghinion. Dar cine știe? Pentru moment mi se pare decizia absolut corectă, Zion Williamson. Și la fel cred că ți se pare alegerea corectă când vorbim de ediția Legends, pentru că acolo a fost ușoară opțiunea, Kobe Bryant. Da, o merita și dacă nu se întâmpla tragedia. Adică vorbim totuși de un jucător care a inspirat o generație, care a fost succesorul lui Michael Jordan ca imagine a ligii. Știu că sunt discuții referitoare la Kobe Bryant versus Tim Duncan, pentru că ei au fost oamenii care au dominat după retragerea lui Michael Jordan. Nu mai spun unii și Shaquille O'Neal, pentru că Shaq era în cea mai bună perioadă a carierei imediat după. Dar Kobe cred că este cel care a inspirat pe cei mai mulți. Și odată cu această tragică întâmplare cu moartea lui Kobe Bryant, era foarte simplă alegerea. Exact. Mulțumesc frumos de prezență, Cosmin. Cam atât, prieteni. Noi continuăm emisiunea și urmează noi detalii interesante. Salut, Dan! Dan Teodorescu, de la Metagame. Cum este să faci jocuri pentru mobil și numai pentru mobil? E fascinant. Din punctul meu de vedere, asta vreau să fac. Mi s-a oferit să fac jocuri pentru console, pentru PC. Dar mi se pare că
locul unde se petrece cea mai multă schimbare, cea mai multă inovație, este pe mobil. În momentul de față se schimbă timparele de comportament ale oamenilor și este absolut fascinant să faci jocuri pentru mobil. Meta Games Studio a scos două jocuri pentru mobil până acum, Tap Buster, primul, să vorbim despre el. Eu am fost fascinat de grafică și vreau să te întreb cine v-a făcut grafica. Nopper, care este unul dintre founderi, nu știu, suntem trei founderi. Nopper, Radu Pop este numele lui, este un artist extraordinar și unul dintre oamenii capabili să facă art direction în România. El a venit din ilustrație, din partea de marketing, de lucru în publicitate. A fost unul dintre oamenii puși în top 200 de Lurcher Magazine, ca între cei mai buni ilustratori worldwide. Este un artist cu un stil anume și cu imaginație foarte, foarte bogată. Da, îți spuneam, eu am fost pur și simplu fascinat. Despre ce este vorba în joc? Jocul a pornit cu noi trei, eu, Daniel Nai și Nopper, care voiam să facem un joc împreună și ne-am gândit să facem ceva simplu și ne-am gândit să găsim o nișă în care lucrurile nu sunt încă de aglomerate și un joc pe care să fie posibil să fie făcut de către noi, doar noi trei, ca să vedem dacă putem să lucrăm împreună. Și în momentul ăla spuneam că pe mobil se schimbă tiparele comportamente ale oamenilor, a apărut un nou tip de joc. Care se numește Idle Games. Sunt jocuri în care oamenii își optimizează timpul chiar și când nu joacă. Și asta ni s-a părut absolut fascinant. Era ceva nou, ceea ce se întâmpla doar acolo și erau jocuri foarte simple. Și atunci ne-am apucat să facem un joc așa, să facem un joc în această nișă și am lăsat liber complet imaginația lui Nopper și cred că am generat ceva special. Ceva, un joc foarte simplu, dar un joc care te prinde prin imaginație și prin tiparele de psihologie pe care le-am pus acolo. Că ați generat ceva, asta este foarte clar, m-am uitat, are 4,5 stele din 5, deși este un free-to-play, de obicei jocurile free-to-play nu se duc chiar atât de mult, totdeauna există niște critici bine înfipți acolo. Câte download-uri a avut? De câte ori a fost descărcat? Milioane de ori. Când vorbim de free-to-play, vorbim de milioane de ori. La 3 milioane de download-uri pentru noi sunt un lucru normal, pentru că sunt jocuri free-to-play. Devine din ce în ce mai greu să faci astfel de download-uri, pentru că sunt din ce în ce mai multe jocuri, dar și piața de mobile crește. La asta vreau să ajung, pentru că este... Story-ul, magazinul de jocuri este plin, deci nu, într-o săptămână nu apuci să te uiți la toate jocurile cap-coadă, asta este clar. Și de-aia zic, 3 milioane de descărcări este o sumă frumușică. Este. Noi lucrăm în parteneria cu un publisher și atunci cifrele astea sunt o combinație. O să vorbim și de publisher, dar o să vorbim la al doilea joc, pentru că publisherul de acolo m-a lăsat cu gura căscată. Dar când vom ajunge acolo? Rămâneți cu noi că e interesantă treaba. Dacă tot am vorbit, zic să trecem la al doilea joc, Zombieland. Aici m-a fascinat muzica. Da, muzica este făcută de un DJ care este și influencer și care ne-a făcut muzica special pentru noi și, într-adevăr, mulți dintre noi am ascultat muzica și ne-a plăcut foarte, foarte tare. Iar numele DJ-ului este? Nu mi-aduc aminte acum. Este un DJ anonim. Da, îl voi căuta. Îl trecem în descriere. Îl trecem în descriere, da. Muzica a fost făcută special pentru noi. Tocmai pentru că publisherul nostru avea o conexiune bună cu el și ne-a făcut o bucată de muzică pentru gameplay și o bucată pentru harta. Sony Entertainment este un nume uriaș. Este un nume uriaș, da. Și cum ați ajuns să lucrați cu ei? Păi, noi lucrăm cu Tilting Point, care este publisherul nostru, și am făcut Tab Busters. Și le-a plăcut ceea ce am făcut pe Tab Busters și am spus, ok, hai să luăm Tab Busters, hai să iterăm și să creăm un joc bun pe această licență, pe licența Zombieland. Am sfârșit făcând un joc complet diferit. Deci nu mai are foarte multă legătură. Celălalt știm despre ce este vorba, despre ce este vorba în Zombieland. Zombieland, între timp, genul Idle a evoluat. Da? Și atunci noi aveam o experiență în a face RPG-uri Idle
Și atunci am zis, bun, ok, am făcut un idol care era despre un personaj, hai să facem un idol, pentru că în Zombieland este vorba de niște eroi care trăiesc, supraviețuiesc în această, în această lume post-apocaliptică. Ei au început această modă a filmelor cu zombie. Și atunci mi-am gândit, ok, hai să facem ceva despre asta. Sunt niște supraviețuitori care în lumea asta care este a lor, se plictisesc, au nevoie de un scop și atunci ei se vor duce pe harta Statelor Unite ale Americii, vor face grupuri de eroi și vor căuta ce le are de dat, că lumea este a lor acum, da? Își vor găsi obiecte, își vor găsi arme, își vor găsi alți eroi, vor crește, vor devine mai puternici și pur și simplu se distrează omorând zombie. Pentru că e mai puțin despre supraviețuire în zombie, este foarte mult așa, un pic de umor, de parodie. Mergem și lumea este a noastră și ne distrăm omorând zombie. Să spunem, prieteni, noi știi că și acesta este free to play și acesta are 4,5 stele din 5, ceea ce e unătură așa, și acesta are milioane de descărcări. Ceea ce vreau să te întreb, este free to play, dar este pay to win sau pay to play? Avem și o componentă, este o componentă de monetizare. Avem o componentă și clar de monetizare, pentru că trebuie să... Munca trebuie răsplătită, asta este clar. Mi se pare normal. Măcar că trebuie răsplătită pentru un următor proiect. Da, și avem și o componentă competitivă. Dar componenta competitivă nu este pay to win, este pur și simplu dacă joci bine, găsești, dacă joci de mult timp, poți să câștigi acolo. Sigur, în orice situație, cei care investesc mai mult obțin mai repede lucrurile pe care le oferim, dar absolut orice erou, orice armă poate fi obținută. Poate ajunge în același punct. Doar că să... le obții un pic mai încet. Da? Este un... Ai un, mai mult de muncă. Exact. Știi cum e? Dacă vrei o pâine, te duci la magazin, o cumperi, dacă nu, te duci pe câmp, exact. Pui grâu. Îți dau un exemplu. Vrei un erou să-l înlochezi, îl poți înloca jucând free-to-play, îl vrei să-l duci la repede la 5 stele, 7 stele ca să fii competitiv, atunci da, trebuie să investești. Care vă sunt proiectele de viitor? Acum suntem în perioada de live ops cu Zombieland. A devenit un joc. Noi l-am făcut în 8 luni, în 12 oameni, ceea ce este, arată calitatea echipei noastre. Suntem puțini oameni, dar majoritatea suntem veterani în industrie și am făcut asta foarte repede. Acum am trecut într-o perioadă de live ops și asta înseamnă că oamenii, odată ce se joacă, vor să aibă content în fiecare săptămână, în fiecare lună și am lansat cu 20 de ore, acum avem peste 50. Deci și am crescut această experiență pe care avem și jocul. Acum am vrea să iterăm, căutăm să mai angajăm oameni acum. Aveți în care să fie pasionați. Da, și am vrea să iterăm. Adică avem experiența asta, știm că asta vrem să facem, vrem să facem RPG-uri pentru mobil și am vrea să iterăm, să mergem mai departe. Cum? Astea sunt discuțiile pe care le avem acum, fie printr-o investiție, fie printr-un alt proiect în care să punem o licență în continuare cu un publisher și să mergem mai departe. Excelent! Noi vă dorim succes în continuare, iar vouă, prieteni, dacă încă sunteți reticenți în a încerca un joc de mobil, puteți încerca Tabaster sau Zombieland și poate, cine știe, deveniți fani. Până data viitoare, numai bine! Atât pentru această ediție de eGames Report, prieteni, vă așteptăm și săptămâna viitoare cu noi surprize. Până atunci nu uitați să dați subscribe pe contul de YouTube Telecom Sport România și like pe pagina de Facebook a emisiunii eGames Report. Pe săptămâna viitoare!